Binecuvântat să fie Domnul care ne-a dat valoare. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Iov, capitolul 23. E următorul capitol. Trebuie să vă mărturisesc că am fost un pic, frate păstor, derutat în seara asta. A venit fratele păstor la Amvon cu Biblia deschisă la Iov, capitolul 23. Și am zis, oare mă a întrebat ce text am? Zic, sunt obosit, dar dacă nu mai aduc aminte treaba asta, zic, nu-i doar oboseală. Mai ajungi câte într-o biserică, te și întreabă fratele păstor, zice, frate, predicator, de unde predici? Dar mulțumesc că nu m-ați întrebat, că de obicei, să știți, mi se mai schimbă predicile până la predică și după aia e mai complicat să zici un text și să predice alt text. De asta sunt mult mai confortabil să nu mă întrebe fratele păstor. Și mulțumesc că nu m-a întrebat. Dar am rămas așa de surprins și am zis, după ce citește, textul îl întreb. Și apoi m-am liniștit că o citit Iov, capitolul 22. Un cuvânt așa de frumos din Scriptură. Continuăm Iov, capitolul 23. Cei care nu aveți Scriptura la dumneavoastră, îl ascultați, apreciez, toți cei care sunteți cu Biblie în mână, să așezăm cuvântul lui Dumnezeu și în inimile noastre. Iov a luat cuvântul și a zis, și acum plângerea mea este tot o răzvrătire, dar suferința îmi înăbușe suspinele. O, oh, dacă aș ști unde să-l găsesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul lui de domnie. Mi-aș apăra pricina înaintea lui, mi-aș umple gura cu dovezi, aș ști ce poate să răspundă, aș vedea ce are să-mi spună și ar întrebuința el toată puterea ca să lupte împotriva mea? Nu, ci m-ar asculta negreșit. Doar un om fără prihană ar vorbi cu el și aș fi iertat pentru totdeauna de judecătorul meu. Dar dacă mă duc la răsărit, nu este acolo. Dacă mă duc la apus, nu-l găsesc. Dacă are treabă la miază noapte, nu-l pot vedea. Dacă se ascunde la miază zi, nu-l pot descoperi. Dar el știe ce cale am urmat. Și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Piciorul meu s-a ținut de pașii lui. Am ținut calea lui și nu m-am abătut de la ea n-am părăsit poruncile buzelor lui. Mi-am plecat voia la cuvintele gurii lui. Dar hotărârea lui este luată? Cine îi se va împotrivi? Ce îi dorește sufletul? Aceea face. El își va împlini, dar, planurile față de mine și va mai face și multe altele Amin. Vă rog să reocupați locurile. Scumpă biserică a Domnului din Sibiu, îmi exprim toată mulțumirea și toată recunoștința lui Dumnezeu care a îngăduit ca în această seară să fiu împreună cu dumneavoastră, să ne bucurăm în cântare, să ne bucurăm în rugăciune. Și să ne bucurăm în Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi mulțumesc și fratelui Păstor care m-a invitat pentru seara asta. Frate Vasile, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și Dumnezeu să binecuvânteze toată adunarea. Îmi place mult Psalmul 67 care zice Dumnezeu să aibă milă de toți, adică de noi. Și ce face apoi el? ne binecuvântează. Dumnezeu să vă binecuvânteze și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Vă aduc salutări din partea Bisericii Soră, Biserica Sfânta Trăime din Bistrița. Dumnezeu să binecuvânteze și Sfânta Trăime din Bistrița și Sfânta Trăime din Sibiu. Mă uitam, frate Andrei, sora Andreea, deja v și primit cu atâta drag grupul de cântăreți de aici chiar mă gândeam că dacă ar fi să vă mutați din Cluj, cum nu cazul, dar dacă ar fi să vă mutați în zona asta, deja aveți biserică. De-aș face și eu, cât mi-e de dragă Sfânta trebuie tot o Sfântă Treime aș căuta. Așa că dat să fie Domnul. Dar totdeauna când ești cu Domnul, când ești cu frații, cum spunea o cântare, tot unde si ei, fă tot și dute. Tot unde si ei, fă tot și stai cu ei, numai vii și pleci. Dumnezeu să ne binecuvânteze și întotdeauna să ne lege în această părtășie duhovnicească și întotdeauna să vă găsiți bucuria și plăcerea în părtășia duhovnicească în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu mi-a așezat pe inimă acest cuvânt din Scriptură, Iov, capitolul 23. Trebuie să vă spun că pasajul care l-a citit fratele păstor m-a ajutat, pentru că de obicei privesc în context, dar chiar nu am luat capitolul 22. Și capitolul 22, dacă vreți, e un îndemn, e un sfat pentru eu. Dincolo că îi spune, da, împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei, pace. Apoi spune în versetul 24, aruncă dar aurul în țărână, cu alte cuvinte, ce ții tu în mână, ce de ții tu aruncă, și apoi zice Scriptura, apoi cel tot puternic, adică Dumnezeu, va fi aurul tău și bogăția ta. Adică aruncă ce de ții tu, dar stau și mă gândesc ce mai avea eu. Numai bubele dacă le mai arunca. Dar îi spune, aruncă aurul, pentru că textul ăsta nu e doar pentru Iov, este pentru fiecare dintre noi. Și atunci spune, cel tot puternic, adică Dumnezeu va fi aurul și sprijinul tău. Cel tot puternic va fi desfătarea ta și îți vei ridica fața spre Dumnezeu. Adică, dragii mei, avem nevoie de Dumnezeu. Sunt oameni în viața asta care privesc înspre aurul lor. Nu neapărat aurul. Aurul poate fi orice bogăție, orice împlinire pământească. Dar orice împlinire pământească nu împlinește dacă nu privim la fața lui Dumnezeu, dacă nu-L avem pe Dumnezeu. Și apoi vine capitolul 23 și Iov, vine și spune, da, dragi prieteni, îl vreau, aur nu mai am ce arunca. A pierdut tot, zice Biblia. Tot. Dar spune el, vreau ceva. Și acel ceva, zice eu, vreau să-l găsesc pe el. Și uitați ce spune versetul 3. O, oh, zice, dacă a ști unde să-l găsesc. Știți ce mă surprinde? Atunci când pierzi ceva, când pierzi ceva, de obicei, cauți ce pierzi. E corect lucrul ăsta. Sunt foarte atent în viață. Dar cu toate astea am pierdut o sumă de bani. N-a fost o sumă mare de bani, dar erau banii mei. Și aveam nevoie de ei. Nu-mi dau seama cum pur și simplu mi-au căzut din buzunar. Atât am fost de supărat și iertați-mă, dar noaptea în somn, îmi căutam banii în pijamale. Mă trezeam cu mâna în buzunar căutând un bani. Și banii am pierdut la kilometri distanță de patul meu. Dar noaptea de stres ce aveam, îmi căutam pierderea, pentru că n-am putut accepta cum i-am pierdut. Da, păi să pierzi ce o pierdut Iov. Ai zice, mă, dacă nu găsești oile, șapte mii de oi, ori dacă nu găsești șapte mii, măcar șapte sute, măcar zece oi sau, sau nu, da, șapte sute, bine zic. Dacă nu șapte sute, măcar, acum să mă iertați, am crescut la țară și părinții mei o perioadă au avut oi. Și cine avea peste 20 de oi era destul de gazdă adică destul de așezat, pământește. 20 de oi, ce 20 de oi? Nici să fi fost de-astea sibieni sau după la Sibiu. Că asta m-au zis că astea chiar sunt valorose. Dar ascultați, erau alea de la noi, așa cum erau, dar cine avea peste 20 de oi? Iov, șapte mii. Și ar fi putut zice în durerea lui, nu mai găsesc șapte, dar măcar 10 din ele, măcar șapte nu șapte măcar laptele în casă. 70. Și nimic. Pierde tot și interesant că Iov în capitolul 23, nu zice. Am pierdut tot, dar vreau să mai găsesc ceva. Mă surprinde la Iov că zice, da, în toată pierderea mea, un singur lucru mai vreau. Ceea ce mai vreau e Dumnezeu. Unde, zice, o, oh, oftează Iov în durerea lui. O, oh, dacă ști! unde să-L găsesc? Mesajul care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă în seara aceasta l-am intitulat unde îl pot găsi pe Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, nu putem trăi în lume fără El. Fără oi să trăiește așa, să trăiește foarte bine, fără oi. Nu mi-ar mai trebui nici pomană să le primesc. Fără multe lucruri să poate trăi. Avem noi impresia, draștină, că dacă nu-i cu tare lucru, nu pot trăi fără lucru ăla. Spunea cineva când s-a întâmplat o catastrofă, a zis, am apucat doar să iau din casă câteva lucruri cele mai importante. Zice, nu mi-am dat seama că poate veni o zi când să te mulțumești cu așa puține lucruri. În zile bune avem impresia că nu putem trăi fără, 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 adică avem nevoie de atâtea lucruri. Dar, dragii mei, dragi tineri, dragi frați și surori, dragi musafiri, un singur lucru trebuiește în lumea asta, să-L găsești pe Dumnezeu. E scopul vieții mele. E scopul vieții tale, nu ideea de Dumnezeu. Nu ceva care te duce spre un gând, spre un gând religios. Pur și simplu o întâlnire personală cu Dumnezeu. Iov zice, nu ideea de Dumnezeu. Unde? O oh, zice, dacă aș ști unde să-l găsesc. Dacă mă duc, zice, spre apus, nu e acolo. Iov îl caută pe Dumnezeu pentru că Iov are nevoie de Dumnezeu. Și vreau să vă spun ce zice Scriptura în Faptele Apostolilor, capitolul 17, ca să ne înțelegem rostul pe pământ. Pentru că, dragii mei, sunt atâția oameni astăzi care nu își înțeleg rostul pe pământ. Oameni cu bani, oameni cu faimă, oameni cu școală și ajung la un moment dat și spun, asta e viață. Care-i rostul meu pe acest pământ? Asculta scopul cu care m-a creat și cu care te-a creat Dumnezeu. În fapte, capitolul 17 spune că El, Dumnezeu, a făcut, că El ne-a făcut, a Lui suntem, spune, a făcut ca toți oamenii să fie împrăștiați pe toată fața pământului. Și suntem împrăștiați pe toată fața pământului. Apoi zice că a pus vremi, a pus anumite hotare locuinței lor, spune Scriptura. Dar interesant. De ce ne-a creat Dumnezeu? De ce ne-a făcut Dumnezeu? De ce ne-a împrăștiat pe tot pământul? Și uitați acum în următorul verset care e scopul pentru care Dumnezeu te-a dus în lumea asta. Că dacă a fost un moment în viața ta și ai zis, oare pentru ce mă trezesc dimineața? Oare pentru ce m-a adus Dumnezeu în lumea asta? Ascultați pentru ce m-a făcut Dumnezeu. A făcut oamenii, am prăștiat pe toată fața pământului ca ce să facă ei? Unde să-l găsesc? Adică, oameni buni, Dumnezeu m-a creat ca într-o zi să mă întâlnesc cu El. Și-o spune să-l caute pe Dumnezeu și să se silească, să-l găsească pășpâind. Măcar că nu-i departe, auziți, de fiecare din noi. Dacă până în seara aceasta n-ai avut, chiar dacă frecventezi biserica de multă vreme, chiar dacă mintea ta e de multă vreme ideea de Dumnezeu, spune Dumnezeu în seara aceasta, Dumnezeu nu-i departe de, de noi mărire lui Dumnezeu. Unde îl găsesc? Pentru că, dragii mei, nu pot fără el. Spune Psalmul 127. Dacă nu zidește, Domnul, cum îi? Degeaba. Dacă nu păzește Domnul, degeaba dacă nu veghează Domnul degeaba, dacă nu lucrează Domnul degeaba. Cu alte cuvinte, dragii mei, dacă nu e Dumnezeu în viața mea, totul degeaba. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ziua întâlnirii cu El. Încă din tinerețe, de aceea îmi place atât de mult cântarea care spune Iisuse al meu, prieten scump, din zorii Dimineții sau tinereții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Eu cred că în seara aceasta Dumnezeu, aici, în Biserica Sfântă Trăime din Sibiu, ne-a dat tuturor întâlnire avem mereu, mereu nevoie de întâlnirea cu El, de recalibrare, de echilibru sufletesc, da, și echilibru psihic. Avem pentru că, dragii mei, nu putem trăi fără Dumnezeu. Fără El ne pierdem direcția în viață. De aceea zice Iov, o, oh, zice, unde să-l găsesc pe el? Îl vreau pe el. Nu-l mai interesau oile, nu-l mai interesau cămile. 3.000 de cămile, o avere întreagă, boi, măgărițe și așa mai departe, pentru că Iov îl dorea pe el. Noi toți suntem aici în seara asta pentru că îl vrem pe el. Dar de câte ori ne-am zis, Doamne, unde ești? Dacă v-aș pune să ridicați mâna, cât a zis măcar o dată în viață, Doamne, unde ești? Nu știu dacă rămâne cineva cu mâna neridicată. Unde ești, Doamne? Unde îl întâlnim pe El? Și în cartea Iov, dragii mei, există câteva răspunsuri. Mai întâi, primul lucru. Îl găsim pe Dumnezeu, ne spune Scriptura, încă din primul capitol și spune Iov în cuvântarea Lui dureroasă. Dar spune Iov, pentru că Iov a fost omul care s-a întâlnit cu Dumnezeu, nu doar la finalul cărții. Biblia zice, era omul care era curat la suflet. Era un om temător, zice Dumnezeu despre eu. Degeaba zice un om, sau zic eu despre mine, ce om cum se cade sunt. Dumnezeu zice, de unde vii satana? Ai văzut pe robul meu? Ce zice Dumnezeu? Nu-i niciunul ca el. Ce afirmație din partea lui Dumnezeu pentru Iov! Pentru că Iov era omul care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și încă din primul capitol ne spune Scriptura primul lucru. Unde ne întâlnim cu Dumnezeu? Cu Dumnezeu ne întâlnim în dat. Adică în ce ne dă Dumnezeu. Că mulți se întreabă noi la greu, unde e Dumnezeu? Am avut o vecină nu mai știu, la etajul 3 sau etajul 4 stătea și îmi spunea un vecin, un prieten, mă zice, vecina aceea trece printr-un necaz mare, mi-a explicat, pentru că el o cunoștea, nu era din Biserica Pentecostală, dar a zis, are un singur copil. Și s-a dus la doctor pentru că era bolnav și i-a mai dat vreo trei luni de viață, un singur copil, și să spună medicul, mai are trei luni de viață, o veste mai cumplită ca asta nu există. Acum vreau să vă spun, să-mi fie cu iertare, nu o judec. Dar în durerea ei, și într-un fel e normal lucrul ăsta, ieșea pe balcon în durerea ei, pentru că era deznădăjduită, n-avea nicio veste bună. Ieșea pe balcon și nu se rușina, striga în gura mare, Dumnezeule, unde ești? Pentru că avea nevoie de Dumnezeu. de spun, la necaz, repede fugim spre Dumnezeu. Îl căutăm, îl vrem. Unde-i Dumnezeu? Dar nu uitați, dragii mei, primul lucru, locul în care ne întâlnim cu Dumnezeu e în dat, adică în ceea ce ne dă Dumnezeu. Și ascultați ce spune Iov în primul capitol, după ce primește vestea că pierde una, pierde alta și în final pierde tot. Inclusiv sănătatea lui. Știți ce zice Iov? Domnul, adică e vorba de el, cu el mă întâlnesc. Și spune, zice, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Și uitați ce zice Iov. Domnul a dat. unde e Domnul? În dat. Am o rugăminte să nu bârfiți pe cei cărora le dă Domnul, chiar și pe pământ, mai mult. Există așa o chestie, zice, lasă că știu eu, zice. Ascultați oameni buni, Dumnezeu dă. Și spune eu, Domnul, m-am întâlnit cu Dumnezeu, unde? În dat, zice, Domnul a dat. Dragul meu, tu ești aici în seara asta să afli că Dumnezeu a vrut să se întâlnească cu tine în dat. Dragi tineri, mă uit cu drag la voi. Nu cred că aveți acum, oricum vă da Dumnezeu har, sănătate și multe alte lucruri, dar probabil că avem frustrări că nu ne-o dat Dumnezeu tot ce... Eu, de exemplu, de copil, dacă mi-am dorit ceva, mi-am dorit o bicicletă. Și am promis lui Dumnezeu și bine că nu m-a ascultat Dumnezeu. Am făcut rugăciunea asta ca un copil, așa cum zice Biblia. Când eram copil, gândeam, ca un copil și am zis așa, Dumnezeule, te rog, dăm o bicicletă, că dacă îmi dai bicicletă, promit, nu-ți mai cer nimic. Bine că nu m-a ascultat Dumnezeu. Era greu să vin cu bicicletă la Sibiu. Probabil și au fost ani când nu mi-o dat Dumnezeu. Și aveam impresia că sunt tineri în localitatea mea, care nu mergeau nici la biserică, nu posteau, nu erau la școala duminicală, nu făceau nimic și aveau și câte două în curte. Și am zis, nu-i drept, nu-i corect lucrul ăsta. Și avem frustrări. Dar, dragii mei, Dumnezeu, zice, Biblia ne-a dat, ne-a dăruit tot. Dar nu toate lucrurile pământești tot în ce privește evlavia, ce privește viața veșnică, în ce privește împărăția lui Dumnezeu și tot ce consideră Dumnezeu că ne trebuie pentru vremea de acum. Binecuvântat fie Dumnezeu! Dar dacă Dumnezeu ne-a dat sănătate și nu-i mai mare durere să te duci într-un spital de ăștia de copii să vezi copii canceroși, să vezi copii cu probleme, că nu-ți mai trebuie nimic. Dar Dumnezeu va da sănătate, Dumnezeu ne-a dat sănătate, Dumnezeu ne pune pâinea pe masă, Dumnezeu ne-a îmbrăcat, Dumnezeu ne-a dat, dragii mei. Știți de ce ne-a dat Dumnezeu? Mai auzim că pe câte ce? Păi ce, hai, zice frate, ce cât lucru eu? Și alții lucră. Știți că și în Africa și în India lucră oamenii, de ascultați-mă, de să rup la spate. Și toată ziua ca să aibă un bob de orez, ca să-l mănânce. Am fost într-o misiune și în India, am fost și în Africa, în Etiopia. Nu suntem noi mai buni decât ei. Dar ascultați, e Dumnezeu care dă. De ce dă Dumnezeu? Pentru că în dat Dumnezeu vrea să se întâlnească cu noi. Îmi place așa de mult ce zice cuvântul lui Dumnezeu, Romani, capitolul 2, cu versetul 4. Și spune, nu vezi tu, omule, că bunătatea, că datul lui Dumnezeu, că darul lui Dumnezeu pentru tine, nu vezi tu. Ce face bunătatea lui Dumnezeu? Te îndeamnă la pocăință. În seara asta, bunătatea lui Dumnezeu de care aveți parte, de care avem parte toți. Știți la ce ne îndeamnă? Dacă v-aș pune mâna să ridicați mâna, câți de aici credem că Dumnezeu e bun? Toți am fi cu mâinile pe sus, știu asta. Pentru că Dumnezeu, ce dar măreț e salvatorul. O, oh, binecuvântat fie Dumnezeu! Dar, dragii mei, Dumnezeu ne dă pentru că Dumnezeu, în datul Lui, vrea să se întâlnească cu noi și zice, bunătatea Lui mă îndeamnă, mă cheamă la întâlnire cu Dumnezeu, la pocăință. Câte predici ar mai trebui să ascultăm să ne pocăim cu adevărat? Câte predici? Știți ce ajunge în seara asta? Bunătatea Lui! Scople și de bunătatea lui Dumnezeu. Și când mi-a fost greu în viață, am avut, v-aș putea spune, experiențe în care Dumnezeu m-a încercat. Dar, dragii mei, în toate acelea am văzut bunătatea lui Dumnezeu. Știți care este necazul foarte mare când Dumnezeu e așa de bun, omul nu ia aminte. Omul nu se poate deslipi de aurul lui, de plăcerile lui și nu-l caută pe Dumnezeu. Uitați-vă la o Europa care pur și simplu i-a întors spatele lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a binecuvântat și omul în datul lui Dumnezeu, în bunătatea lui primește refuz. De asta zice prin profetul Isaia, o durere a lui Dumnezeu. boul își cunoaște? Da, omul nu mă cunoaște. Adică nu vrea întâlnire cu mine. Apreciez timpul ăsta de evangelizare pus aici, duminică seara, pentru că, dragii mei, e întâlnirea noastră a tuturor cu El. Și ne rugăm că în aceste seri Dumnezeu să mai caute și pe alții să mântuiască. Dar ascultați, Dumnezeu ne-a dus aici să ne spună că tot datul Lui, toată dăruirea Lui, de când Dumnezeu ne-a dus în viață până aici, e îndemnul, e chemarea Lui la pocăință. Dar uitați ce s-a întâmplat și cu poporul evreu, cu poporul Israel, poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu plângea și spunea, mi-a întors spatele. Uitați ce spune, o să citesc din vreo trei capitole, doar câteva versete, în prima dată citesc, din Deuteronom, capitolul 6, începând cu versetul 10, spune așa. Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în țara pe care a jurat-o părinților tăi, lui Avram, lui Isaac, lui Iacov, că ți-o va da. Vei stăpâni cetăți mari și bune pe care nu tu le-ai zidit case pline de tot felul de... Și amintiți-vă, ei erau în corturi, nu aveau casă, nu aveau masă, era în pustie și zicea, Doamne, dă-ne pâine, dă-ne carne, satură-ne, că pierim. Și Dumnezeu a făcut minuni. Și din asemenea, oameni flămânzi în pustie, le promite Dumnezeu, vă dau case și zice Domnul, case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut. Puțuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat. Vii și măslini pe care nu tu i-ai sădit. Și ascultați ce spune Dumnezeu. Când vei mânca și te vei sătura, ce ar trebui să zici? E Domnul. Vă amintiți îmi place mult imaginea aceasta când ucenicii au mers să prindă pește, era după înviere, dezamăgiți. Au mers să prindă pește și zice că n-au prins. Toată noaptea n-au prins pește. Dimineața Iisus pe țărm îi întreabă, copii, aveți ceva de mâncare? N-aveau. Și atunci Domnul le spune, aruncați în mreaja în partea dreapta corăbiei. Și interesant, puteau să zic, păi Doamne, toată noaptea am aruncat. Și în stânga, și în dreapta. Și nimic. Dar interesant, zice Scriptura, au aruncat-o și n-au mai, zic, că s-au umplut mreaja. Era greu să o tragă. Păi acum știți cum e, închipuiți niște pescari care toată noaptea n-au prins nimic și dintr-o dată să umple corabia de pește, să umple mreaja de pește. Ce ar zice niște pescari buni? Uite cât pește! Pește! Adică toată noaptea vrei pește, nu găsești niciunul mic și dintr-o dată e pline corabia de pește. Frate Vasile, pește! Că doar după pește am stat toată noaptea. Știți ce mă surprinde la Ioan, ucenicul iubit de Isus, Când vede atâta pește, știți ce zice Ioan? Este Domnul. Dragă Biserică Sfânta Trăime din Sibiu, dragi prieteni, dragi tineri, când Dumnezeu vă pune pâinea pe masă, e drept că o face prin tata, prin mama, dar ascultați ceva, când Dumnezeu ne dă, Trebuie să-L vedem pe El. E Domnul. Și ascultați, zice Dumnezeu, când vor fi toate pline, zice, următorul verset 12, zice, când vei mânca și te vei sătura, zice, vezi, ai grijă să nu uiți pe Domnul. Adică întâlnește-te, caută-L pe Dumnezeu. Că, dragii mei, când e prea bine, omul nu-L vrea pe Dumnezeu. Când moare cineva, când se întâmplă un rău, da, zicem, Dumnezeule, unde ești? Dar ascultați, Dumnezeu e în dat, adică în ceea ce îmi dă El. Și spune, vezi să nu uiți de mine. Apoi, capitolul 8, începând cu versetul 4, tot capitolul așa de frumos zice, îi amintește Dumnezeu poporului său, zice, adu aminte că haina nu ți s-a învechit pe tine și nici nu ți s-au umflat picioarele în timpul acestor 40, extraordinar, 40 de ani, păi stai în picioare o oră, acum nu vorbesc de voi, tineri ăștia mai ca noi, cât am fi de sănătoși, nu mai simți că nu mai intră s o micșorat păpucul. Și zice Dumnezeu, 40 de ani în pustie, haina, nu s-a învechit. Și nu ți s-au umflat picioarele. Recunoaște, zice, dar în inima ta, că Domnul Dumnezeu te mustră, cu mustră un om pe copilul lui. Apoi zice că și Domnul versetul 7, are să te ducă într-o țară bună, țară cu păraie de apă, cu izvoare și cu lacuri care țâșnesc din văi și din mulți. Țară cu grâu, cu orz, cu vi, cu smochini, cu rodi, țară cu măslin și cu miere. Țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic. Țară ale cărei pietre sunt de fier și din a cărei munți vei scoate aramă. Dar, când vei mânca și te vei sătura să binecuvântezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care. Oameni buni, de ce ne dă Dumnezeu? Nu ca să facem risipă. Nu numai ca să fie un trai mai bun, mulțumim lui Dumnezeu pentru ce dă. Dar auziți, atunci când mâncăm și ne săturăm să binecuvântăm pe Dumnezeu, asta înseamnă întâlnire cu Dumnezeu. Și acum deschideți în Deuteronom capitolul 32, din nou îi spune poporului cum era și cum a ajuns. Începând cu versetul 9, Deuteronom capitolul 32, versetul 9, căci partea Domnului este poporul lui. Iacov este partea lui de moștenire. El, zice, l-a găsit într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșătoare. Și spune, l a înconjurat, l a îngrijit, l-ai păzit ca pe lumina ochiului lui. Ca vulturul care scutură cuibul, zboară deasupra puilor, își întinde aripile, își îi ia și îi poartă pe penele lui. Ce imagine frumoasă! Și spune versetul 12, așa că călăuzi Domnul singur pe poporul său și nu era niciun Dumnezeu străin cu el. L-a suit pe înălțimea țării și Israel a mâncat roadele câmpului. Ia a dat să sugă mierea din stâncă, unde lemnul care iese din stânca cea mai tare. Apoi versetul 15, după ce îi spune Israel, după traiul ăsta bun, zice, s-a îngrășat și apoi, zice Biblia, a zvârlit din picior și îi spune Dumnezeu, te a îngrășat, adică bună stare, te a îngroșat și te-ai lățit. Și uitați ce zice Dumnezeu poporului său. Ce a făcut? a părăsit pe Dumnezeu ziditorul Lui și a nesocotit stânca mântuirii Lui. Trăim într-o asemenea vreme și America și Europa, în care oamenii la bunăstare nu-L mai caută pe Dumnezeu. Dragă biserică, Dumnezeu ne dă, pentru că în datul Lui vrea să se întâlnească cu noi. Și vă rog din seara asta, tot ce vă dă Dumnezeu, ascultați, să fie întâlnirea Lui cu voi, cu noi, binecuvântat să fie Domnul. Nu vezi tu, omule, că datul, bunătatea, ce face? Ne îndeamnă la pocăință. Binecuvântat să fie Domnul. În al doilea rând, Dumnezeu se întâlnește cu noi și în luat. Dacă ar fi numai dat, am zice, Doamne, vrem să ne întâlnim cu Tine. Da, în primul rând, Dumnezeu se întâlnește cu noi în dat. Domnul a dat. Dar tot eu zice, m-am întâlnit cu Dumnezeu unde? E același Dumnezeu care ce face? Ia, care a luat. Dar zice eu, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului bine binecuvântat. Pentru că, dragii mei, cu El ne întâlnim și când ea. Zice profetul Isaia, Dumnezeu dă propășire, dar același Dumnezeu dă și restriște. Primul capitol din Iov, vreau să vă spun că îl citești și nu te mai saturi de citit, în sensul că după ce îi face acea frumoasă prezentare, vine dialogul lui Dumnezeu cu diavolul și apoi încercare una după alta. Și când îl prezintă, știți ce am rămas surprins? Vine un slujitor și zice, copiii erau toți la oaltă. Și în timp ce copiii erau toți la oaltă, zice, au venit niște sabeieni. Au luat boii care arau și măgărițele care pășteau. Adică 500 de perechi de boi și 500 de măgăriți ce au venit sabeienii, le-au luat și au ucis slujitorii. Și chiar zice Biblia că erau fără număr, mulți slujitori avea Iov, mulți angajați. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Nu mai trece multă vreme și vine un altul și zice despre cămile, 3000 de cămile. Dă următorul verset 17. Pe când vorbea el încă, a venit altul și a zis, niște haldeieni înșirați între trei s-au runcat asupra cămilor, le-a luat și au trecut pe slujitor prin ascuțișul sabiei. Și să primești vestea asta din partea haldeienilor, din partea sabeienilor, dar știi că a fost ceva care cred că a fost greu de suportat. Și puneți acum versetul 16. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, Mă, Israel, zrăi, sabeeni is zrăi, dar ascultați ceva, focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a prins oile și pe slujitorii tăi și ascultați expresia, și a ars Și ascultați ce zice Iov. Domnul a dat, Domnul, dacă am spus că la primul punct ne întâlnim cu Dumnezeu un dat, în ce ne dă, e același Dumnezeu care își dă întâlnire cu noi și în ceea ce ne ia. Dacă sunteți aici persoane care ați pierdut ceva drag, a luat Dumnezeu ceva, și poate greu ați primit, greu a suportat. Și m-am mărturisit de la început. Am durerile mele și eu. Dar oameni buni, e Dumnezeu care vrea să se întâlnească cu noi și în luat. Pentru că Dumnezeu ne desprinde. În urmă cu două săptămâni, dar azi sunt două săptămâni, Chiar am văzut, au fost niște persoane care nu le-am văzut în viața mea, erau din zona Focșani, erau în biserica noastră, duminică dimineața, le-am văzut destul de atenți, mi-am dat seama că nu sunt penticostal, nu știau bine cântările, încercau să cânte cu noi. A rămas domnic, erau doi, au rămas la urmă, erau în trecere, aveau ceva treabă pe la bistrița, mi-au spus că le-a plăcut foarte mult, că le-a căzut foarte bine la suflet slujba Bisericii. Pentru că mai poposesc aproape o lună la Bistrița, m-a sunat săptămâna asta și într-una din zile m-am întâlnit cu ei. Am aflat istoria lui și a spus, un om cu poziție bună, în primăvară, pe nepusă masă i-a plecat din lumea asta copilul cel mare. A zis, nu mai are viața sens pentru mine. Asta e greu, dragii mei. Eu am avut doar un vis, că -am, am visat că mi-a murit copilul, mai ales că îl cheamă Abel. Am plâns, era într-o spre dimineață, 4-5 dimineața. Mi-am mi udat perna cu lacrimi, nu, 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 din transpirație. Era Abel mic și m -am, după ce m-am trezit, am mai plâns un pic. Și -am, mi-a părut sincer să vă spun, mi-a părut rău că am pus nume Abel. Am zis, dacă... Da, păi să plece cu adevărat un copil. Și omul ăsta, i-am înțeles cumva durerea. A zis, eu nu mai am o noapte dormită. Ce v-am bucurat că mi-a zis, mulțumesc lui Dumnezeu că ultimele trei nopți mi-au fost bune. Și am explicat și am zis, de acum, pentru că noi nu înțelegem de ce face de Dumnezeu, dar Dumnezeu are un scop în dat și are un scop în luat. Dacă Dumnezeu ia, probabil că vrea să ne desprindă de anumite lucruri. Dar, dragii mei, Dumnezeu dă, Dumnezeu ia, pentru că e Dumnezeu care își dă întâlnire cu Domnul a dat și nu diavolul o a luat, zice... Domnul a dat, domnul a luat. Fie numele Domnului, dacă ai avut pierderi în viață și n-ai putut să-ți vindeci total inima, am o veste bună în seara asta. E seara vindecării inimii tale. Pentru că, dragii mei, oricum trăim într-o lume în care tot pierdem până la urmă. Tot. Zice Eclesiastul, capitolul 12, omul merge spre casa lui veșnică. În câteva minute bune, voi pleca, frate păstor, spre bistriță, spre casă. Dar ascultați ceva. Drumul spre casă înseamnă spre casa veșnică. Da, mai poposesc acasă, mai poposesc dincolo, dincolo, dar de când ne aduce Dumnezeu în lumea asta, suntem spre drumul spre Casa Veșnică și zice, omul merge spre. Că știți, cum, suntem agitați la volan, depășim fără rost, nu avem stare să stăm în spatele cuiva. Și am zis, omule, dar oricum ești în drum spre Casa Veșnică. Apropo, mă când... Ce mai contează o secundă? Că oricum te oprește poliția și îți dă și amendă și te mai ține și o jumătate de oră până scrie procesul. Și apoi chiar ești întârziat. Dar vedeți, nu pricepem rostul pe pământul acesta. Dar zice în Eclesiasul 12, adu aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele grele în care vei zice, nu găsesc nici o plăcere în ei, adică în anii ăștia grei. Apoi zice Biblia, te lasă ochii, te lasă mâinile, te lasă... Oricum ne lasă toate. Și le lăsăm pe aici până în ziua învierii, că sufletul merge. Deci, afrați și surori, Dumnezeu ne pregătește, ascultați, ne pregătește de plecare, să nu ne legăm, deci ce te rog în numele Domnului, în rugăciunea finală, dacă simți pierde și n-ai putut trece de ele, seara asta este seara în care Dumnezeu vindecă inima. Pentru că Domnul dă și Domnul ia. Yeah. Și voi încheia spunând cu Dumnezeu, în al treilea rând, ne întâlnim în planurile Lui. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 14. El, interesant, El își va împlini dar planurile Lui față de mine. Dar oameni buni, pentru Iov nici slujitorii Lui nu mai aveau planuri. Chiar zice Biblia, zice, chem slujitorul și ce face? Nu, no, asta e bună. Păi altă dată nu-l chema, altă dată să uita la el și ce făcea slujitorul? Poftiți șeful poftiți -o. Nici nu trebuia să-l cheme, trebuia să se uite și slujitorul venea. Și acum zice, îl chem. Și nu vine, nu răspunde. Cu alte cuvinte, nici slujitorul nu mai avea planuri cu Iov. Au venit prietenii lui și vreau să vă spun că-s de apreciat oamenii ăștia. Se pare că erau oameni bogați din îmbrăcămintea lor, din mantaua lor. Și apoi știți cum e? Pentru că Iov era cel mai avea și el prieteni așezați. E drept că avea inimă pentru săraci. Dar ăștia erau oameni cu vază și ei. Știți ce am apreciat la ei? Au zis, primele zile, șapte zile și șapte nopți. Știți unde au dormit? Nu au mers la un motel sau la o pensiune. Au dormit pe pământ. Numai că și-o pierdut răbdarea și-o zis Iov, am avut planuri cu tine să te ajutăm, Iov. Am avut planuri să te învățăm, Iov. Nu mai avem planuri, că ce s-a întâmplat în continuare ei, nu mai aveau planuri. Dar uitați ce zice Iov. Dumnezeu zice, are plan cu mine. Dragul meu, dacă simți că nimeni nu mai are plan cu tine și cu viața ta, pe Dumnezeu îl găsești, nu în planurile tale, în planurile Lui cu privire la tine. Și zice el, El, Dumnezeu, își va împlini, dar planurile Lui cu privire la mine, și interesant zice ov, și va face, auzi, multe altele. Acum trebuie să vă spun încheiere ceva. Noi vrem să ne întâlnim cu Dumnezeu în planurile noastre. Domne, făm, dăm. Dacă-mi dai, îți băia bun, îți pocăi bun. Adică noi vrem să ne întâlnim cu Dumnezeu în planurile noastre. Știți unde Dumnezeu ne dă întâlnire? În planurile Lui. Și am o veste bună în seara asta pentru toți, dragi tineri. Vă iubesc din toate. Eu am apreciat slujirea. Trebuie să știți că Dumnezeu are un plan cu voi. Și planul lui nu e doar pentru lumea asta. Are plan și pentru lumea asta. Dar planul lui este veșnic. Dacă este cineva în seara asta derutat și nu știe ce, nu știe încotro, nu știe cum, în această seară Dumnezeu îți vorbește care un plan cu viața ta și planul lui veșnic e și pentru acum și în mod special pentru împărăția lui Dumnezeu. Că atunci când vom termina viața, să ne ducă în cer. Binecuvântat să fie Domnul! Dar rămâne un singur lucru, dragii mei, nu cumva, nu cumva să zădărnicim planul lui Dumnezeu. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, în capitolul 7, versetul 29 și versetul 30 spune Scriptura. Tot norodul care l-au auzit, chiar vameșii, au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Și interesant, dar zice fariseii care erau cu legea în mână și învățătorii legii ce au făcut, au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind. Mai când vine să vă întreb, e vreun tânăr nebotezat peste 16-17 ani? De la cât botezați, frate păstor? Deci tot ca noi. Mai când vine să le dau lista asta, să se înscrie în seara asta. Nu se o dea la obraznic, dar mai vine câte o câteodată să mai facă câte o treabă. În rest, sunt foarte liniștit. Dacă este cineva care nu s-a botezat, ascultați de ce? Ce au făcut ăștia? Au zădărnicit planul cum? Ascultați, neprimind, lasă că mai încolo, lasă că mai încolo și ascultați, să zădărnicește planul lui Dumnezeu. Dacă este cineva aici care încă nu s-a pocăit, Hristos a zis, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Cine va crede și se va boteza, va fi, uite planul lui Dumnezeu, va fi mântuit, va fi în cer. Cine nu va fi, o sândit. Vrem planul lui. Vreau să vă spun că nu l-am înțeles întotdeauna, dar îmi place planul lui. Și când nu l-am înțeles și am zis, Doamne, nu, nu e bun pentru mine, nu mi se potrivește. Au trecut ani și spun, mulțumesc, Doamne, pentru că planul lui e cel mai bun. Dar m-am întâlnit cu Dumnezeu, nu în planurile mele, că sunt frustrat. Unde-i Dumnezeu? Mi-am făcut, m-am rugat, am, am făcut, am postit. Dar Dumnezeu, nu, dragul meu, Dumnezeu, nu vine în planurile mele, nu că nu mai vine El să ne ascultă, slavă lui Dumnezeu, dar Dumnezeu ne dă întâlnire în planurile Lui. Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute din seara asta, să fii 100% în planul Lui Dumnezeu. Nu zădărnicii planul. Are cel mai frumos plan și pentru viața asta, dar planul Lui nu-i vremelnic. Planul lui este ducă în cer, binecuvântat să fie Domnul. Închei spunând unde ne întâlnim cu Dumnezeu, unde îl putem găsi în dat, în ceea ce dă Domnul și datul lui înseamnă pentru noi pocăință în seara asta. În luat, spuneam Dumnezeu să ne ce inima și trei, în planurile lui. Acceptă planul lui și apoi dează înainte să spună să zicem cum și o cântare frumoasă, facă-mi se întotdeauna, după Sfântul tău cuvânt. E o cântare foarte grea. Chiar de-ar fi să-mi cadă toate. Greu. Dar ascultați ceva. Dacă într-o zi Dumnezeu dă cu planul meu de pământ, vreau să vă spun somă, și mă doare tare și m-a durut tare, dar vă mărturisesc în seara asta, mai bun decât planul meu, e planul Lui. Intrați în planul Lui, să intrăm cu toți în planul Lui și într-o zi vom ajunge acasă. Amin.